Itinerar Bibli. Itinerar Bibli. Itinerar Bibli. Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci. Dragi prieteni, vă spuneam la începutul capitolului 3 cât de important este ceea ce s-a întâmplat în acest capitol din punct de vedere al istoriei omenirii. Este evenimentul care a schimbat radical viața omului de atunci încoace. A schimbat fața pământului, de fapt. Lăsându-se amăgiți de diavol, primii oameni au încălcat porunca lui Dumnezeu. N-au ascultat de el, iar consecințele n-au întârziat să apară. Primul aspect important, modificat însă, este chiar relația omului cu Dumnezeu. În versetele 8 și 9 din capitolul 3 citim Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? Dragi ascultători, trebuie să știm că religia îl separă pe om de Dumnezeu, iar în cazul nostru Adam este pierdut. Adam este pierdut și Dumnezeu este cel care îl caută, pe om și nu omul pe Dumnezeu. Ascultați ce spune Adam. El a răspuns, Ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Observați vreo urmă de mărturisire din partea lui Adam? Eu nu văd niciuna. Aspectul important aici nu este acela că el a dat vina pe femeie sau, cum se spune astăzi, a aruncat pisica. Ceea ce este mai trist este că nu recunoaște greșeala sa. Mai mult, parcă este un reproș pe care el îl face lui Dumnezeu spunându-i că femeia pe care el i-a dat-o este responsabilă. Și Domnul Dumnezeu a zis femei, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Iată, nici femeia nu se lasă mai prejos și aruncă și ea pisica mai departe. Este o imagine atât de cunoscută de noi oamenii. Societatea modernă declină cu atâta degajare orice responsabilitate. Este un cerc al victimismului în care nu mai sunt vinovați, ci doar victime care n-au nevoie de pocăință, ci de compasiune. În această situație, atitudinea lui Dumnezeu este promptă. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. Șarpele căruia se adresează Dumnezeu nu este târătoarea la care ne gândim noi astăzi. El a fost diferit la început, iar acum este pronunțată judecata lui Dumnezeu cu privire la el. Judecata pe care Dumnezeu o pronunță pentru șarpe este una cu efecte dramatice pentru om vă să memorați următorul verset, pentru că este unul pe care trebuie să-l știți. Acest verset constituie, de fapt, prima profeție cu privire la venirea Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Este vorba despre versetul 15 al capitolului 3. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Avem în față o foarte importantă afirmație. Accentul nu cred că este pus aici pe victoria finală repurtată de Domnul Isus Hristos asupra șarpelui, ci el cade pe lunga luptă dintre ei. Acest verset ne arată că va fi o luptă lungă între bine și rău, fapt prezentat apoi în Sfânta Scriptură. Iată, dragi ascultători, că încet, dar sigur, cu ajutorul lui Dumnezeu, Continuăm cu studiul cuvântului său, și în felul acesta ajungem la capitolul 4. Este capitolul din care începe să se contureze tot mai bine istoria omenirii. Acesta este momentul în care apar primele efecte sociale ale păcatului. Tot aici vom vedea modul în care începe să se contureze planul lui Dumnezeu pentru mântuirea omului. Dar să ne aducem mai întâi aminte ce am fost învățați de cuvântul lui Dumnezeu până în acest moment. Mai întâi, am văzut maniera în care Dumnezeu a pregătit cadrul pentru cel ce avea să fie cununa creației, omul. Apoi am văzut modul în care omul a fost creat pentru a avea părtășie cu Dumnezeu, dar, prin neascultarea omului, părtășia este ruptă, iar omul alungat din grădina Edenului. Acesta este un foarte scurt sumar a ceea ce am descoperit din cuvântul lui Dumnezeu până în acest punct. Unul din punctele principale ale acestei părți este, cred eu, faptul că omul, prin neascultare, arup legătura lui cu Dumnezeu. La fel de important este și faptul că Dumnezeu, din chiar momentul comiterii păcatului, face promisiunea unui zbăvitor. Este, cred, un lucru foarte important și ne spune ceva mai mult despre Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a bucurat de eșecul omului. De asemenea, nu l-a alungat din grădina Edenului fără să-i ofere posibilitatea iertării. Încă de la început, Dumnezeu dorește refacerea relației. Nu este minunat să știi acest lucru? Nu este minunat să știi că Dumnezeu este iertător și bun? Ba da, este. El este bun și iertător și dorește ca tu, omul creat de el, să răspunzi iubirii lui. Răspunsul pe care noi putem să-l dăm este acceptarea iertării pe care el ne oferă. Această iertare este menită să ne scoată de sub puterea păcatului care a intrat în lume odată cu păcatul săvârșit de Adam și Eva. Nu știu cât de confortabil ne simțim cu păcatele din viața noastră, dar trebuie să spun că ele nu aduc niciun bine nici pentru viața de acum, nici pentru cea viitoare. Acest lucru poate fi foarte bine observat și în capitolul care urmează, capitolul 4 al cărții Geneza. Dacă în capitolul 3 am avut rădăcinile păcatului, aici ne confruntăm deja cu consecințele cu roadele, dacă putem spune așa, păcatului. Dacă este să vorbim despre stricăciunile păcatului, cred că nu este vorba despre o trăvire suferită în urma faptului că au mâncat din fructul oprit, ci despre lucruri mult mai grave. În capitolul 4 vom vedea ce s-a întâmplat omului ca urmare a neascultării sale. În urma acestei neascultări, el s-a îndepărtat de Dumnezeu și a păcătuit în așa fel, încât judecata lui Dumnezeu s-a abătut nu numai asupra lui, ci asupra întregii rase umane, asupra întregii creații. Aceasta se întâmplă pentru că atât eu, cât și dumneata, drag ascultător, avem aceeași natură. Noi avem natura părinților noștri, iar ei au moștenit-o pe cea a lui Adam. Natura aceasta a lui Adam nu este una tocmai bună, nu-i așa? Urmăriți numai ce au făcut primii doi fii al lui Adam și Evei. Acum, eu cred că au mai avut și alți copii în afară de ei doi, dar numai despre ei doi avem informații. Și iată ce citim în Sfânta Scriptură în legătură cu acest lucru. Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva. Ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain și a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. Este vorba despre primul verset din capitolul 4. Cred că prin cuvintele pe care le avem aici putem înțelege că Adam și Eva nu credeau că lupta lor va fi una de lungă durată. Atunci când Eva l-a avut pe Cain, s-a gândit la promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o cu privire la sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui. Aceasta a făcut-o, cred eu, să afirme: Am căpătat un fiu cu ajutorul Domnului. Numai că nu Cain avea să fie cel care va împlini această promisiune divină. El a fost un ucigaș, nici de cum un izbăvitor. Va mai trece mult timp până va veni izbăvitorul. Lupta dintre șarpe și sămânța femeii avea să mai dureze încă aproximativ șase mii de ani. Dar, după un timp, Eva mai are un fiu. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. Aceștia sunt băieții la care privim. Și iată ce fac ei. Citiți, vă rog, versetul 4 împreună cu mine. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jerfă de mâncare din roadele pământului. Ceea ce noi avem aici, ca fiind după o bucată de vreme, înseamnă, de fapt, la finalul zilelor, care este, cred eu, ziua sabatului, ziua în care Domnul s-a odihnit. De asemenea, cuvintele care ne vorbesc despre Cain și ne spun că aduceau o jerfă, poartă cu sine ideea de a aduce jerfa într-un loc prestabilit era deci un loc pe care Dumnezeul hotărâse ca fiind locul de închinare. Așa că ceea ce fac ei nu este la voia întâmplării, ci este în urma revelației pe care Dumnezeu le-a dat-o. Pentru a avea un argument în plus, citiți vă rog în Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 4, unde scrie Prin credință a adus Abel o jerfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, și Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el, măcar că este mort. Cum ar fi putut Abel să aducă o jerfă prin credință? Cei care citesc epistola lui Pavel către romani își amintesc, probabil, versetul 7 din capitolul 10, unde ni se spune că auzirea este sursa credinței, iar auzirea este prin cuvântul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu ar fi avut un cuvânt pentru acest băiat, Abel n-ar fi fost niciodată în stare să aducă o jerfă prin credință. Iar acesta este singurul mod prin care ne putem apropia de Dumnezeu. Observați că exact aceasta este diferența dintre Cain și Abel, credința. Cain a adus o jerfă din roadele pământului. Nu este nimic greșit cu roadele pe care le-a adus el. Să nu credeți că el a adus resturi nu a avut deloc acea atitudine de a da haine vechi la ajutoare. Cred că ceea ce a adus el ca jerfă putea câștiga orice premiu pentru agricultură. Ascultați de altfel ce citim în versetele 4 și 5 ale capitolului. Abel a adus și el o jerfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și jerfa lui, dar spre Cain și jerfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Poate că cineva va spune, dar nu văd unde este greșeala lui Cain. În Sfânta Scriptură, dragii mei, avem o epistolă scrisă de Iuda, apostolul, nu vânzătorul, iar el ridică o anumită problemă afirmând cu privire la anumiți oameni că au urmat calea lui Cain. Care este oare această calea lui Cain? Ce vrea să spună Iuda Apostolul prin aceasta? Atunci când Cain a adus jerfa pentru Dumnezeu, el n-a adus-o înaintea lui Dumnezeu prin credință, ci în propriul său nume sau în propriile sale merite. Iar atunci când el a făcut acest lucru, a negat stricăciunea naturii umane. Dumnezeu a spus, aduceți acel sânge ca jerfă, sânge care va indica către Mântuitorul ce va veni în lume. Apropiați-vă în acest fel de mine și nu prin ceea ce pot face mâinile voastre, prin ceea ce faceți voi înși. Aceasta este ceea ce ne spune Dumnezeu. În jertfă este vorba despre recunoașterea naturii noastre păcătoase și a sfințenei lui Dumnezeu. Dacă nu este această atitudine, atunci este una greșită. Un alt lucru pe care Cain l-a negat prin jertfa lui a fost acela al separării omului de Dumnezeu. El a acționat ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat între om și Dumnezeu. Nu a fost Cain singurul care a făcut un asemenea lucru. Sunt mulți teologi, teologi de orientare liberală, teologi moderni, care promovează aceeași atitudine. Ei susțin că Dumnezeu este Tatăl Universului, iar oamenii sunt într-o relație de fraternitate universală. Alții acționează ca și cum păcatul nu este o problemă. Dragi prieteni, păcatul este o problemă. Noi nu ne naștem ca și copiii Lui Dumnezeu. Noi ne naștem ca și creaturi. Creaz de Dumnezeu este adevărat, dar nu copii ai Lui. Și este o mare diferență între aceste două stări. Devi copila Lui Dumnezeu atunci când rezolvi problema păcatului. Din pricina păcatului, noi suntem înstrăinați de Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem că lucrurile stau în acest fel nu pentru că Dumnezeu are ceva personal cu omul păcătos, ci pentru că natura lui este caracterizată de sfințenie, separare totală de păcat. Dacă natura noastră nu se poate schimba, nu avem nicio șansă să intrăm în relație, în părtășie cu el. Deci, ignorând o problemă, nu înseamnă că ea nu există sau este rezolvată. Pentru a deveni copila lui Dumnezeu, trebuie să ne naștem din nou. Sunt chiar cuvintele Domnului Isus din discuția pe care a avut-o cu Nicodim. Cain a refuzat recunoașterea acestui fapt. Mulți mari de oameni fac același lucru și astăzi. Dar să mergem puțin mai departe și ajungem la al treilea lucru pe care îl găsim ca fiind negat în jertfa lui Cain. Este vorba despre faptul că omul nu poate aduce propriile lucrări înaintea lui Dumnezeu, erijându-se în autor al lor. Cain a crezut că se poate. Scriptura spune, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Este versetul 5, capitolul 3 al epistolei către Tit. Diferența dintre Cain și Abel n-a fost una ce ținea de caracterul lor, ci de jerfele pe care le-au adus. Ei au crescut practic în același mediu, au avut aceeași moștenire ereditară. Nu existau diferențe prea mari între ei. Noi Afirmăm adesea cu privire la anumite persoane care au predispoziție către alcoolism că seamănă tatălui sau moștenesc pe bunicul sau au crescut într-un mediu viciat și alte lucruri de acest fel. Cain și Abel erau oameni fără bunici. Diferența vine din atitudinea cu care au adus jerfele. Aceeași atitudine față de jerfă aduce mari diferențe între oameni chiar și în zilele noastre. Niciun creștin nu pleacă de pe o poziție de superioritate față de ceilalți. Ceea ce îl face creștin este recunoașterea stării lui de păcătos, recunoașterea nevoii de jerfă, sacrificiu care să aducă înlăturarea păcatului și, de asemenea, recunoașterea nevoii de izbăvitor care să ia locul în procesul acesta al mântuirii. Apostolul Pavel scrie despre Domnul Isus Hristos următoarele cuvinte. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele lui, o jerfă de ispășire. Sunt cuvintele scrise în epistola către romani, capitolul 3, versetul 25. În aceeași epistolă, la capitolul 10, versetul 3 de această dată, Pavel scrie despre oamenii care n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, ci au căutat o neprihănire a lor înșiși. Cred că aceasta este o imagine care caracterizează pe foarte mulți din oamenii zilelor noastre. Sunt atâția care încearcă să găsească acceptare din partea lui Dumnezeu prin religie, prin frecventarea unei biserici, prin fapte bune pe care ei le fac. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Nu condamn aceste lucruri. Ba chiar încurajez pe oameni să meargă la biserică și să facă lucruri bune. Numai că nu acestea ne fac acceptați de Dumnezeu. Dacă nu este jerfă, sacrificiu, nu putem avea acces la Dumnezeu. Iar noi nu putem să ne jerfim. A fost nevoie de Domnul Isus pentru a face această ispășire, pentru a duce acest sacrificiu. Tot Apostolul Pavel și tot în Epistola către Romani, la capitolul 4, versetul 25, el scrie despre Domnul Isus că a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Luați aminte, vă rog, la ceea ce afirmă Pavel aici. Domnul a fost înviat pentru că noi am fost socotiți neprihăniți. El a luat locul nostru, locul meu și locul tău, dragul meu ascultător. În epistola către filipeni, Pavel scrie cu privire la acest lucru, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capăte prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Observați acum diferența. Cain se înfățișa înaintea lui Dumnezeu în numele unei neprihăniri proprii. Neprihănirea lui Abel era dată de credința prin care jerfa lui indica mai departe către jerfa Domnului Isus, jerfă ce avea să o substituie pe a noastră a tuturor. Am văzut așadar că Abel și Cain S-au înfățișat împreună să se închine înaintea lui Dumnezeu. Acești băieți semănau mult. Unii cercetători ai Bibliei cred chiar că au fost gemeni. Personal, cred că asemănarea era foarte mare, deoarece ramificația genetică nu era atât de mare cum este a generațiilor următoare. Oricum, în această asemănare apare o mare diferență, care, așa cum am mai spus, nu este dată de caracterul celor doi. Este dată de felul în care s-au raportat lui Dumnezeu. Unul din ei este acceptat de Dumnezeu datorită credinței sale, iar celălalt este respins datorită neprihănirii personale în numele cărei aducea jerfa, nerecunoscându-l pe Dumnezeu ca Dumnezeu sfânt. Acest fapt face ca o mare mânie să-l cuprindă pe Cain. Versetele 6 și 7 ale capitolului 4. Și Domnul a zis lui Cain. Pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a apos omorât fața? Nu-i așa, dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul te pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Oare de ce s-a supărat Cain? El este atât de supărat încât îl va ucide pe fratele său Abel. Întotdeauna, în spatele unei crime săvârșite cu premeditare, este mânie, supărare. Domnul Isus a atras atenția asupra acestui lucru. Dacă te superi pe semenul tău, dacă ți mânie pe el, lucrul acesta echivalează cu o crimă. În spatele urii, mâniei, este gelozia, iar în spatele geloziei este mândria. Mândria spirituală poate aduce foarte ușor păcatul în viața noastră. Iacov, care apropo este fratele Domnului nostru, scrie în epistola sa următoarele lucruri. Apoi, pofta când a zămislit dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moarte. Mânia lui Cain l-a condus la crimă, însă în spatele ei a fost gelozia și, de asemenea, mândria lui. Dar care este modul în care tratează Dumnezeu această problemă? Iată ce îi spune lui Cain. Dacă faci bine, nu vei fi tu acceptat? Cu alte cuvinte, nu cauți tu desăvârșirea? Acest frate mai mare a fost preocupat de întâietate, iar acum este speriat că o va pierde. Dumnezeu îi spune că nu are motive să se îngrijoreze. Dacă face binele, nu are de ce să se teamă. Iar binele pe care Dumnezeu îi cere să-l facă este să se înfățișeze înaintea lui prin credință, așa cum a făcut Abel. Să recunoască că este un păcătos. Însă Cain este mult prea mânios ca să mai ia aminte la ceea ce îi spune Dumnezeu. Cred că este un lucru pe care trebuie să-l învățăm și noi aici, și anume că atunci când ne lăsăm supuși de păcat, ajungem în orbire. Dumnezeu îi atrage foarte clar atenția asupra mecanismului în care răul încearcă să ocupe viața omului. Și spune Dumnezeu, păcatul pândește la ușă. Unii interpretează aceste cuvinte ca fiind o referire la obiceiul iudeilor de a se așeza la ușa casei, făcând în acest fel o aluzie la faptul că problema jertfei lui Cain era aceea a produselor folosite pentru jertfă. Implicit se susține că, de fapt, Dumnezeu vrea să-i spună lui Cain că jertfa plăcută lui Dumnezeu este cea de origine animală. Cred că este o interpretare mult prea simplistă și care nu surprinde cel mai important element cu privire la jertfă, mesajul ei. Oricum, eu cred că Dumnezeu îi atrage aici atenția lui Cain asupra vulnerabilității sale față de păcat. Nu cred că el, Cain, era conștient de aceasta. Nu cred că își dădea seama cât de vulnerabil era față de păcat. Tocmai de aceea Dumnezeu îi spune că păcatul este asemenea unei fiare, care abia așteaptă să-l încolțească. De aceea Cain trebuie să aducă o jerfă pentru păcatul său. La fel a făcut mai târziu și Avram peste ani. La fel au făcut și alți oameni lui Dumnezeu. Din păcate, asemenea multor oameni din ziua de astăzi, Cain nu ascultă atenționarea lui Dumnezeu. Și ascultați ce se întâmplă în continuare. Însă Cain a zis fratelui său Abel, Haideam să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Și Dumnezeu a zis, Unde este fratele tău Abel? El a răspuns, Nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Acum, mea mi se pare că acesta este un răspuns foarte obraznic. Cinstit fiind, cred că lui Cain nici nu-i păsa de fratele lui și nu-i păsa nici de Dumnezeu. El încearcă să acopere păcatul, dar Biblia ne spune că înaintea lui Dumnezeu nimic nu este acoperit. Gândiți-vă la locul acesta. Dacă aveți secrete față de alții, să știți că ele nu sunt secrete față de Dumnezeu. El cunoaște totul. De deci ce este mai bine să rezolvați aceste probleme încă de aici, de pe pământ, pentru că dacă nu, oricum o să vă întâlniți cu el în ziua judecății. Deci, Cain obraznic spune că nu are nicio responsabilitate față de fratele său. Numai că Dumnezeu știa ce făcuse. O să vedem data viitoare ce-i spune și care sunt implicațiile. Rămâneți cu har și pace!

Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania@ Căsuța Poștală 19, liniuță 88 București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro. Itinerar biblic. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.